De ce vor Elena Lasconi și USR referendum fără penali în 24 noiembrie deodată cu prezidențialele? În 2017 nu ne-a dat nimeni nicio șansă și totuși peste 1 milion de români au semnat pentru fără penali în Constituție. Astăzi pare că lumea s-a cam plictisit de subiectul ăsta, iar PSD își ascunde blana de lup în haine de mielușel, ne spun că au cele mai curate liste. Cu cine? Cu Ponta? Cu Grindeanu? Cu Piedone de la Colectiv? Cu Neacșu condamnat penal în 2016? Cu Lavinia Șandu? Dacă toți sunt așa de neprihăniți, hai să votăm la Senat fără penali și să înscriem acest principiu în Constituție. Nu să-l lăsăm plin de praf și uitat prin sertarele Senatului de cel puțin 4 ani. Chiar dacă astăzi principiul fără penal este o realitate și nicio persoană condamnată nu poate candida local la Parlament sau la președinție, este voința peste 1 milion de români ca acest principiu să fie scris în Constituție. Acolo de unde poate fi șters doar prin voința poporului și nu prin voința parlamentarilor. De ce vor Elena Lasconi și USR referendum fără penali în 24 noiembrie deodată cu prezidențialele? Pentru că a venit timpul ca voința 1 milion de români să fie scrisă în Constituție și pentru că nu vrem să aruncăm banii românilor pe încă un scrutin separat. Susține și tu votarea inițiativei fără penal la Senat și organizarea unui referendum de modificare a Constituției în 24 noiembrie. Odată scris fără penali în Constituție, cu greu se vor întoarce penalii în funcții publice.